În urma ninsorilor de joi seară și a cozii de camioane care s-a format spre Siret, s-au înregistrat probleme în trafic în zona Calafindești. În jur de 20 de tiruri neîncărcate nu au putut coborî în pantă și din acest motiv au fost oprite pe dreapta. Între timp, carosabilul a fost acoperit de zăpadă, iar autoturismele care mergeau spre Siret au fost și ele oprite pentru a nu bloca drumul în zonele de urcare și coborâre. Poliția a oprit traficul și apoi l-a dirijat pe câte un sens de mers. Da, domnul, nu puteți coborî la vale, am înțeles. Păi, dacă e greu. Deci nu se poate coborî panta, nu? Poate, dar ce faci mai așa? Ne facem carambol un pe altul? Dar nu-i dă cu nimic? N-au trecut? Păi cât? E o oră jumătate, două de când stăm aici. Practic se blochează o bandă cu tot. Păi și așa e blocată. Cât avem aici, suntem noi 20 de camioane, cât suntem aici. Mai departe e o vale sau... Da. Vale, da. Păi valea aia acolo, nu încurc. Deci e abrupt și nu puteți, sunteți goi. Păi dacă a plouat și după aia a nins, suntem goi. La ce trebuia să încărcați? Că văd că toți sunteți cu aceeași benă. Suntem la fabrica de zahăr din Roman. Încărcăm sfeclă de la șoseaua principală. Din cauza ucrainienilor, uitați, noi stăm pe loc. Ne-a întors și pe același sens de mers ca să putem să încărcăm. Ca să nu blocăm trafic. Deci v-au rerutat pe aici ca să nu mergeți pe europeană și aici v-ați blocat. Da. Iar iată nu-i cavară, cum ați băsesc. Da. Ce putem face altceva? Am sunat la 112 și au zis că e iarnă, ce vrei să facem? Asta e, așteptăm. Da, pe voi v-a redirecționat pe aici să nu stați pe europeană, nu? Da, noi de normal trebuie să încărcăm de pe aici pe undeva. Și n-am putut coborî, este o vale, nu se poate coborî, noi suntem goi. Asta e, suntem blocați, vedem care-i treaba. De cât timp stați aici? Da, nu știu, două nu. Ore. Două ori, nu? Două ori și ceva. Și unde trebuie să ajungeți? La Roman, la fabrica de zahăr, dar nu suntem încărcați. Deci încărcăm sfeclă. Să mergem la Roman. Nici măcar nu ați încărcat. Nu, încă nu. Dar pe europeană nu se poate ajunge? E blocat. Ce vehicul e blocat? E blocat și europeană cu tirurile la Ucraina. Nu se poate, că noi suntem goi. Nu vedeți cum e gheață. Mașina e fiind goală. Cum e? Mie mașina fiind goală, e la vale. Nu îți merge niciun sistem de frânare, nu ține nimic. Și mă duc o bag în șanț. Alunecați, practic. Da, se alunică, dacă e gheață. Câte tiruri sunteți aici în coadă? 20. 20 ceva de tiruri. 20 de tiruri. Ce ture trebuie să faceți până ieșiți? Dacă dăm jos acolo în pantă, urcăm și mergem în european, dar zicem dacă nu e blocat acolo. Europeană mereu. Asta? Nu, vine, este una mai mare. Sim, este mai mare de la, este de la județeni. Județeni. Astea sunt primele care au trecut acum? Da. De când suntem noi, ce e primul. Dar de ce nu mergeți mai departe? De ce nu-i mai intrați? Pentru că domnul polițist a spus să ne oprim aici. Pe motiv că? Că nu se poate circula pe drum, pentru că este foarte polei la vale și la deal. Și din cauza asta nu se poate circula și așteptăm. Vedem ce se întâmplă. Poliția să ajute să se curețe. Da. Da, nu ne lasă să mergem, că au spus că trebuie să vină doi polițiști, unul acolo, unul aici, ca să poată să dirigeze traficul. Că altfel nu o să se poată circula. Unde mergeți? La Calafindești aici. De acum e pe jos, cum ați venit până... Acum e bine. Acum o oră nu se putea circula. Acum se poate circula, după cum vedeți. Nu se mai patinează. Da, așteptăm. Nu oprim poliția, e blocat drumul la deal, nu știu, noi nu știm. V-a zis să nu înaintați? Nu, ce-a spus la șofer, nu știu.